Vreau să-i felicit pe organizatorii acestui eveniment. Este vorba de Primăria Municipiului București, Biserica Ortodoxă Română și, bineînțeles, gazda Ambasada Statelor Unite. Traficul de persoane este un fenomen care, din păcate, are dimensiuni inacceptabile la nivelul țării noastre și, de aceea, punerea la oaltă a tuturor instrumentelor de care dispune țara și de care dispun partenerii noștri reprezintă un demers pe care îl susținem cu toții la nivelul Guvernului României. De asemenea, cred că fiecare dintre noi suntem datori să facem ceva în acest sens. Vă mulțumesc, o zi bună. Domnule premier, o singură întrebare. Vă vedeți cumva în guvern, în guvernul următor, în continuare? Nu e o stabilă. Dar dumneavoastră vă doriți să faceți parte din următorul guvern? Îmi doresc să-mi fac treaba în continuare. Despre București, ce se întâmplă? Sunt foarte multe cazuri confirmate în București. 1700 astăzi dintr-un total de 7000 la nivel național. Da. Zilele trecute au fost 1900. În discuțiile pe care le-am avut cu Ministrul Sănătății și cu cei care se ocupă de problemele pandemiei, în acest moment se pare că avem o problemă într-adevăr foarte serioasă la nivelul capitalei. Sunt măsuri care trebuie discutate la nivelul autorităților locale și împreună cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. Ca atare, în ansamblul măsurilor care s-au luat la nivel național, sperăm ca, pe baza procedurilor deja stabilite, la nivelul, așa cum spuneam, Municipiului București, să fie luate măsuri în consecință. Noi restricții de sărbători, cumva, foarte multe țări din Europa au decis deja dacă lasă pârtile deschise, dacă lasă stațiunile montane deschise. Elveția, de pildă, a hotărât ca totul să fie deschis pentru turiști. Românii își fac și ei planuri de vacanță. Când vom afla ce se întâmplă? Da. În acest moment, în această după-amiază, va avea loc ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență. De asemenea, este o analiză la nivelul Comitetului de specialitate care analizează toate aceste aspecte care vor determina decizii la nivel guvernamental. Ceea ce vă pot spune este că guvernul interimar pe care îl conduc în acest moment nu poate să ia decizii care să modifice foarte mult prevederile stării de alertă în care ne găsim. Ca atare, în următoarea ședință de guvern vom adopta o hotărâre de guvern în care prelungim starea de alertă cu măsurile și indicatorii prevăzuți în cea precedentă. Ce se întâmplă cu testele rapide luate prin ONAC? Ce știți dumneavoastră? Nu știu de cine anume l-a achiziționat. Știu că am discutat achiziția 3 milioane de teste. Ministrul Sănătății a comunicat acest aspect și urmează ca ele să fie folosite în conformitate cu deciziile pe care le vor lua medicii de specialitate. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, ONAC este o instituție de încredere pentru a face aceste achiziții, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimul timp în starea de urgență de alertă? Îmi cere să vă răspund la un subiect pe care nu l-am aprofundat și nu am cunoaștere despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Despre ceea ce se întâmplă acum la PNL, dumneavoastră, ce părere aveți? V-ați fi dorit o funcție de premier sau? V-am zis despre ce este vorba, mi-am dorit să-mi fac datoria și mă voi face în continuare până la capăt. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!